creștine, să-i primiți în casă, lăruile. Astăzi, în ultima duminică din postul nașterii Domnului, conform tradiției, corul Timotei Popovici al Catedralei Mitropolitane din Sibiu i-a încântat pe credincioși cu un concert de colinde. La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, care le-a mulțumit coriștilor pentru activitatea din cursul anului și a felicitat pentru frumoasele colinde interpretate. Sunt atât de apropiate și de populare colindele noastre, pentru că ele au un suport puternic din revelație. Deci mesajul nu e de la noi, nu este o creație a unui artist, a unui poet, ci e un mesaj dumnezeiesc îmbrăcat iarăși în niște melodii foarte apropiate sufletului nostru. Dorim acum să aducem mulțumiri tuturor membrilor coralei Timotei Popovici a Catedralei Mitropolitane pentru efortul pe care l-a depus constant, fiind în fiecare duminică în catedrală, înfrumusețând cultul, înfrumusețând Sfânta Liturghie. Astăzi, dacă asemenea studenților și a preoților ne-a oferit un buchet frumos, minunat de colinde și au dat un examen pe care l-au promovat cu brio și îi rugăm să stăruie, să fie animați de această dorință de a-L lăuda pe Dumnezeu mai frumos decât oricum și oriunde. Corul Timotei Popovici al Catedralei din Sibiu i-a obișnuit pe credincioși ca în fiecare an să asculte colinde mai puțin cunoscute, culese din satele ardelenești.